Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim despre subiecte care ar trebui să ne pasioneze pe toți. Vorbeam în prima parte despre vizitele membrilor Casei Regale în Buzău și, domnule Nicolescu, am rămas dator cu câteva informații despre principele Nicolae. Două vizite. Și despre Carol al II-lea. Vizita lui Carol al II-lea și o întâmplare, chiar că pare anecdotică, cu principele Nicolae. Fratele lui Carol, deci al doilea băiat al lui Ferdinand și al reginei Maria. Născut în 1903 la Sinaia, mort în 1978 la Lozan. La Lozan a stat și regele Mihai o perioadă. Ce se întâmplă? În cadrul acțiunilor, activităților care se desfășurau și la București, la care participau și membrii ai casei regale, principele Nicolae, care își făcuse școala militară la Eton în Anglia, a întrerupt-o în timpul războiului, a reluat-o după război, deci el tot timpul apare în uniformă militară. Știți că între 27 și 30 a fost și membru al regenței, alături de patriarhul Mironchist, Cristea, și consilierul de la Înalta Curte, Gheorghe Buzdugan, nu Carol, cum am zis data trecută, că eu tot zic în Carol, am fost prins. Și, deci Gheorghe Buzdugan îl chema. A cunoscut o doamnă, soția unui diplomat, Nicolae Săveanu. Se numea Ioana Lucia, fiica lui Dumitrescu Dolete de la Tohani. Tohani a făcut parte din fostul județ Buzău. El și-a auzit și Dole Tâtâie cu doi de e, Dole Tâtâi, ca asta de impresiona în epocă. Și s-a înfiripat o idilă și a făcut ce a făcut, o perioadă l-a trimis în diplomație ca să fie departe soțul, a divorțat și a vrut să căsătorească. S-au și căsătorit. La 28 octombrie 1931, și pentru asta prefectul de atunci, Horia Furtună, jurist, dar în același timp și poetul Horia Furtună, e cunoscut de către toți literații noștri de astăzi, știu despre acest Horia Furtună. Cei care au aprofundat studiile legate de poezia și literatura din perioada interbelică la Buzău. A fost chemat ministrul de interne, l-a pus să rupă. Eu am văzut la vremea respectivă registrul de căsătorii. Dar nu mi s-a părut că e rupt. A fost rescris oricum. Și în decembrie, Tribunalul Ilfov, secția notariată, a hotărât desfacerea căsătoriei. De ce? Pentru că era ca și în cazul lui Carol cu Ioana Zizi Lambrino, o căsătorie morganatică. Statutul casei regale nu permitea membrilor casei regale să căsătorească cu altcineva. Deci dragostea nu era permisă acolo. Decât în interior. Dragostea nu era permisă. Doar era imaginea, interesul politic, care ținea și de relațiile externe, în general, putea să fie și cu principese străine. Prin asta se uneau casele. Se uneau casele, se uneau interesele, se sprijineau între ei. Și atunci el a renunțat, aici se pare că din cauza asta mai târziu a fost diferendul, și a luat numele de Nicolae Brana, după cum Carol s-a chemat Carol Caraiman când a plecat cu Duduia, cu un Elena Lupescu. Un apelativ folosit mult Duduia, în acea perioadă. Și a plecat, de asta a murit în străinătate și au stat împreună. Se pare că atunci când au fost repatriate osemintele lui Carol, care este într-o capelă din apropierea bisericii episcopale de la Curtea de Argeș, au fost aduse și rămășițele pământești al principelui Nicolae și ale Elenei Lupescu, care prin 49 a făcut o criză că moare și că să nu fie, s-au căsătorit și erau două regine Elena. Regina mamă Elena, care a suferit foarte mult din cauza derapajului pe care l-a făcut cu Elena Lupescu, că i s-a pus în vedere când a venit, renunți la. Și n-a renunțat. Deci a făcut multe promisiuni, dar nu s-a ținut. Promettre-se noblă. E adevărat. Da. Și a trebuit să stea în exil principele Nicolae.
Apoi deci, Carol al doilea. Carol al doilea a fost prezent la Buzău în data de 8 octombrie 1931, când a avut loc inaugurarea oficială a cimitirului eroilor, care îl avem acolo. La vremea respectivă era considerat cel mai mare cimitir de onoare din țară și poate din Europa. Cel puțin așa titra un corespondent care a scris un articol pentru ziarul Dimineața, dar a fost și în presa locală. Au participat toți, generalul Amza, care era ministru de război, primul ministru Nicolae Iorga, toți generalii, inclusiv Nicolae Uică, care era comandantul Divizia 5-a, un fel de comandamentul Armei Întrunite, că acum era Divizia 5-a, era o unitate foarte mare, cu încrengături și în alte județe. Deci, Buzău a fost un centru militar important. A fost socotit ca centru de unde se putea rezolva în diverse situații, rapid se putea acționa. Generalul în rezervă, Ioan Vernescu, fostul comandant, care și-a avut casa undeva unde este acum Direcția Agricolă, în spate, acolo, bineînțeles, mai târziu. Ce interesant că presa spunea că de la gară până la cimitir era strada Demetriade, se chema, Bulevardul Demetriade. Sergenții de stradă, cei de la Crâng, care erau de la serviciul grădinilor, au măturat, au stropit, au bine, și din curiozitate, și anunțați, orășenii înșirați de-a lungul drumului și l-au aclamat pe rege până a ajuns acolo și a participat la această ceremonie. Momente de care mulți, chiar dacă nu ba da, sunt, nu și în revista, și în revista, le pot căuta și în documente și în fotografii. Și în străjeri, în Calea Furtunii, cei cărora le-a plăcut să scrie. Și mai ales există aici un cultul eroilor Regina Maria, este domnul general în rezervă Arstanie, care se ocupă foarte mult, colaborează cu profesori de istorie, colaborează cu cei care, așa, cu alții din alte județe, cu Arhiva Militară la Pitești, deci în așa fel încât toate problemele să fie rezolvate în legătură cu, adică toate informațiile să fie cât mai corecte legate de ce s-a întâmplat atunci. Să vorbim și despre ce s-a întâmplat sâmbătă, asta pentru că am aniversat Mica Unire, iar dumneavoastră știu că de-a lungul timpului ați publicat extrem de multe articole în presă, ați scris și cărți, ați făcut un fel de calendar. Fiind într-o mină de aur, nu am lăsat aurul ăla și de fiecare dată și stimulat și ajutat de cei de la Viața Buzăului de atunci, Corneliu Ștefan, care a inventat, el de fapt le-a inițiat două pagini. Sâmbăta, cadran cultural, duminica, cadran literar. Și la cadran cultural aveam 2, 3, 4. La început am fost entuziasm. Dar ce m-am obișnuit? Să știți că pentru mine eu n-am niciun fel de frustrare ca să-mi fac o imagine, să mă promovez. Eu știu ce am făcut, știu că asta e profesiunea mea. Da, știu mulți de-a lungul timpului. Deci nu, eu nu înțeleg că trebuie eu să mă laud cu ce am făcut. Am scris și am scris. E adevărat că atunci când n-am apelat la document și m-am lăsat și am zis, uite că am zis asta așa și n-am avut timp, am avut și eu două minusuri legate de o anumită informare de legate și bineînțeles că am fost infierat cu mânie proletară într-o cărticică pentru că n-am spus realitatea. A fost o greșeală pe care am corectat-o. Asta foarte bine, important, foarte bine că s-a corectat. Exact. Dar legat de Cuza am avut chiar și un serial în Muntenia, Calendarul Unirii s-a chemat, în care pe zile, am luat de la București, am luat de aici, aici sunt dosare legate de trecerea armatei moldovene spre lagărul de la Florești. Unirea celor două regimentelor muntene și moldovene a reprezentat unificarea militară. Toate cele reformele pe care le-a făcut în cei 7 ani Cuza. Cuza a venit, la Buzău nu trebuia să fie loc de oprire pentru Cuza, ci Ploieștiu. Dar atât de frumos a fost primit încât a acceptat că a venit pe 6 la prânz, a ajuns la poșta Călnău. Există descris tot drumul ce s-a întâmplat. 50 de tineri călări cu cujme, cu crenguțe de brad, cu cocarde tricolore. Sătenii nu mai vorbesc. Ca și acum cu președintele nou, tot speră în ceva, în rezolvări, în realizări, în îmbunătățiri. Și bineînțeles, Cuza a făcut ceva și a trebuit să dea lovitura de stat din 2 mai 1864 ca să poate să facă reforma agrară. Că în Parlament era când stânga, când dreapta, ăla vrea, ăla nu vrea. Și spuneam că dumneavoastră... Și a stat aici noaptea, a plecat a doua zi către Ploiești,
A stat seara, noaptea de 7 spre 8 la Ploiești și de asta a ajuns pe data de 8 la București. Da, vreau să adaug... Iar cea care a fost conducătoarea delegației feminine s-a numit Irina Marieloman, nu Irinița Marieloman, cum am auzit. Mi s-a spus și mie, eu nu urmăresc posturile dumneavoastră, pentru că eu sunt parabolică și nu prin absolut nimic. Dar m-a întrebat cineva, așa a chemat-o. A chemat-o Irina, de la grecescu Irini, care înseamnă pace. Irina. Da. Asta să fie clar. Irina a murit lumea. În 1911 și a scris ziarul Politica de la București. Despre a murit Doamna Unirii. Foarte frumos. Un articol extraordinar de frumos. Dar mai e ceva. Cuza a fost prieten cu un buzoian. Nu-l chema Nicu Auraș, cum mi s-a spus la telefon, ci l-a chemat Nae sau Nicola Aur. Era din Piemont, acea regiune din nord-vestul Italiei cu centrul la Torino. El a emigrat aici, era mason, prieten cu Alexandru Ioan Cuza, în niciun caz, și a cărei fiică, Tarsița, de 16 ani, născut în 1851 la Brăila, s-a căsătorit cu cel mai important primar din perioada interbelică, care ne-a lăsat Buzău modern, Nicu Constantinescu, care într-un document trecut Nae. Vedeți că și documentele trebuie să... Am văzut că ați venit cu niște documente. Da, și am documentele aici și asta le aveți și pe ecran. Sunt câteva informații pe deci, care nu le cunoaște Cuza, Cuza nu l-a cununat pe Nicu Constantinescu. Pentru că Cuza a fost detronat în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866, la ora 4 dimineața, dus în casa unui conspirator, pe 13 a plecat de la Cotroceni, însoțit de cine? De doamna Elena și de cei doi copii făcuți cu Maria Obrenović. Maria Obrenović n-a fost. Urmărit memoriile, lucrările scrise, ce am învățat și noi la București și ce citesc acum la colegii mei ce scriu, deci n-a fost, și a ajuns în mai multe locuri. Deci, acest document este din 12 februarie 1867. A scrie sus acolo și este publicația de căsătorie, un act premergător căsătoriei. Din păcate, registrul cu căsătoriți nu se păstrează. Dar se păstrează acest registru, în care spune că acest este actul, publicația de căsătorie între Nae Constantinescu din Craiova, fiul lui Ion și Pantelia, născut în 1839, de fapt, pe baza altor documente. Am stabilit împreună și cu alți colegi că e născut în 1840, mai ales Gaiță este din Craiova, căsătorit cu Maria, fiica lui Nae Aur și Tarsița. Alt document este din mai 1867, când se pare că s-a făcut căsătoria, este o foaie de zestre, foaie de dotă, prin care Nae Aur îi dă fiicei sale la căsătoria cu Nicu Constantinescu un loc de casă cu han pe el, aproape de Căldărărie. Deci avem și publicația de căsătorie. Deci ce vreți dovadă mai concludentă? Că informația care posibil că a fost publicată, că și în presa locală, în acțiunea Buzăului a lui Georgică Păzlaru, tatăl Margaretei Păzlaru, s-au publicat seriale despre diverse personalități. Posibil că s-a strecurat această greșeală și a fost preluată, neverificată. Da, într-adevăr, și cred că nu e nimeni nelămurit referitor la informațiile oferite. Asta pentru că documentele întotdeauna... Eu fac acest demers. Sine ira et studio, care în românește înseamnă fără mânie și părtinire. Cu toată dragostea pentru cei care vă urmăresc, ca să știe care e realitatea. Și nu-i nimic, a greșit omenesc. Cu toții greșim, dar important e că sunt informațiile, mai ales pentru cei care iubesc subiectul. Nu cred că ar trebui cine să vrea cu adevărat, deci ca și în presă trebuie să ai 2-3 surse credibile. Deci trebuie să mergi neapărat și la document. Chiar... Da. Chiar și profesorul Dumitrescu, care ne-a lăsat 19 volume de manuscris, are și dânsul o serie de minusuri acolo pe care cei care au cercetat și au profundat anumite teme le-au sezizat și le-au îndreptat.
Dar avem tare puțin din emisiune, un minut, două minute și eu mai am următor obicei și zic alte surse indică. Deci eu dau și o informație pe care am găsit-o într-o parte și în paranteză, în alte surse se indică anul cu tare. Interesant tot ce ne-ați povestit. Și mai e o chestiune seară cu Cuza. Da. În o doamnă, Ana Tătaru, care între 70 și 1900 și 2009 a locuit la Heidelberg, deci a emigrat, a publicat într-un ziar din la Bistra Sanasăud în 2012 un articol în care spune că mormântul lui Cuza a stat acolo, în curtea hanului unde a locuit, până în epoca lui Ceaușescu și că ar fi atunci a fost adus, că există o placă acolo. Ei bine, dacă o avea posibilitatea, vrea să merg la Heidelberg, așa cum am fotografiat mormântul lui Brâncuș, fotografiez și placa. Ce scrie placa aceea? Să vă ajute Dumnezeu. Că el a fost dus la Iași la trei erași după al doilea război mondial. Iar Dimitrie Cantemir a fost adus în 1935 la insistențele lui Nicolae Iorga. Și cine a insistat să-l ducă pe Cuza la un nepot al lui Cogălnicianu? Și el vrea să-l ducă pe Cogălnicianu acolo, dar a rămas în eternitatea. Citiți presa din 2014 să vedeți ce se întâmplă cu mormântul lui Cogălnicianu. Eu am prieteni care citesc și îmi transmit și mie. Și eu le notez aici și rămân. O să vorbim și în alte emisiuni despre tot ceea ce ați descoperit dumneavoastră în munca pe care ați efectuat-o în 13 ani de zile. Eu descoperit, am mai trecut și alții pe peste aici. Ce se întâmplă? Sigur, fiecare dosar de arhive are o foaie de folosire. Când cineva te plagiază și citează din lucrarea ta, dar îți dă nota din subsol, te duci la dosar. Și dacă nu-i găsești numele și data când a cercetat, clar că nu l-a văzut. Asta spuneți că s-a întâmplat și că... Am avut un diferent cu monografia de la Năien cu cineva și am spus, uitați, asta e foaia de folosire. Unde e numele dumneavoastră? Până la urmă s-a rezolvat, bănuiesc, ați ajuns la un consens. Am cedat eu. Eu vă mulțumesc frumos că ați venit, asta și pentru că de fiecare dată evitați, nu știu de ce... Evit pentru că v-am spus, nu doresc cu orice preț să mă promovez, pentru că cei care mă cunosc știu ce pot, știu ce fac. Nu e o lipsă de modestie asta, da? Nu, dar întotdeauna nici lansări, nici lansări cu nu le fac, nu fac. Nici Constantin Stan nu mai face lansări, nici Cruelul Stoica nu mai face lansări, nici o... Ne facem cartea, o transmitem bibliotecilor, cine e interesat, discutăm, în rest... Așteptăm următoarea carte scrisă de dumneavoastră. Următoarea carte va fi împreună cu un grup de prieteni pentru care că să mă ajute, că eu nu mai am posibilități chiar atât de multe. Cele trei volume de Oameni de ieri, Oameni de azi să fie întregite, completate, biografiile să fie echilibrate. În același timp, noi avem posibilitatea, am studiat toate cărțile care s-au tipărit de istorie și unde ni se pare că am fost compilați sau plagiați, facem stânga-dreapta și facem o cărticică cu toate astea și dăm noi sursele și explicațiile și cu alți prieteni care au zis o cronică a perioadei 44-90 la Buzău. De-abia le așteptăm, și o să vedeți câte lucruri interesante reiese acolo din sesiunile sfaturilor populare, din cuvântări, din activități. Câte lucruri interesante s-au întâmplat. Oameni care au făcut lucruri bune, oameni care au făcut și lucruri mai puțin bune. Da, domnule Valeriu Nicolescu, vă mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile din această seară. Vă mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag și când o avea posibilitatea. Vă așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această seară. Rămâneți în continuare la Campus TV, urmează Coregul meu, Aura Ștereacă. La revedere!